Nu uita asta lui. Și al fiului. Amin. Iubiți frați, iubite surori, iubiți credincioși și credincioase. Minunile lui Dumnezeu sunt acelea de care, prin care vrea Dumnezeu să-L apropie pe om de El. Lucrarea lui Dumnezeu este de a-L face pe om să înțeleagă, să priceapă și să fie minunat pentru toate lucrurile și măreziile pe care Dumnezeu le face pentru noi. În același timp să fie și mulțumitor pentru orice lucru care se întâmplă în viața noastră, bun sau rău. Pentru că așa de la Adam și Eva, prin nemulțumire pe care o aveau, prin această neascultare și prin lucrurile pe care tindeau și aveau această tentație să le mai descopere, au pierdut totul. Ce vedem noi în Evanghelia pe care o citim astăzi, dar în general în toate liturghiile ortodoxe și în toate Evangheliile, se presupune că este cea mai înaltă învățătură care poate să descopere tainele cele mai ascunse din viață. Și anume, Evanghelia, dragii mei, este cea care descoperă omului pe Dumnezeu. Cel mai important este faptul că nicio învățătură și nicio filosofie, nicio lucrare științifică și nicio cuvântare, cât de bogată n-ar fi ea, dacă este lumească și este străină de Dumnezeu, nu-l poate asemăna cu Evanghelia. Nu se poate asemăna cu Evanghelia. Pentru că în Evanghelie, cum știam încă din copilărie, este cartea cărților. Aici, nouă din toate cărțile care ne sunt așezate pentru om, ni se descoperă pe Dumnezeu. În această duminică, Dumnezeu se descoperă minunile sale. Și anume, prin această pescuire minunată pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos prin Harul lui Dumnezeu. Anume, acest Har dumnezeiesc. Și prelucrarea Duhului Sfânt simțim această dumnezeire. Pentru că au simțit-o și apostolii. Au simțit-o și acei oameni neputincioși care stăteau și prindeau pește. Aceasta era misteria lor. Mântuitorul Hristos, după ce a ieșit din pustie și a săturat pe cele 5.000 de popoare, 5.000 de oameni, cu doar 2 pâini și 3 pești, 5 pești, atunci observăm, dragii mei, că iese din pustie și în același timp este înconjurat de aceeași gloată de oameni, de aceeași mulțime. Pentru că ei deja s-au săturat de pâine și de pește, dar totuși vedem că nu aveau nevoie numai de aceasta. Aveau nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în pustie au ascultat până seara târziu. Și atunci, când s-a făcut seară, s-a observat că lumea, poporul, era înfometat și avea nevoie de mâncare, ca fiecare om firesc. Deci, după natura omului, nu poate rezista și chiar poate să se deconecteze de la ascultare din moment ce trupul este neputincios sau nu este hrănit. Și aceasta a știut-o Hristos. Pentru că El este Cel care cunoaște toate gândurile omului. Cunoaște bolile noastre. Ne cunoaște neputințele noastre. Cunoaște slăbiciunile și totodată și anume organismul nostru. Că nu poate omul să păstreze atenția cuvenită din moment ce este biologic, este gol. Și iată, dragii mei, că Mântuitorul Hristos înmulțește acele două pâini și cinci pești, le ridică la ceruri și hrănește acele 5.000 de popoare. Și după aceea merge spre malul Galilei. Închipuiți-vă, Mântuitorul Hristos merge înainte și cum toți îl socoteau învățător, ascultau acest mesaj divin pe care nimeni dintre arhierei templului, nimeni dintre prorocii Vechiului Testament nu a reușit să intre cu atâta
bucurie și atâta adâncime și profunzime în sufletele oamenilor. Și pentru că ei erau orfani de această învățătură, când l-au descoperit pe Hristos, nu se puteau despărți de El. Recunoșteau că această hrană care o primeau de la Hristos era hrana care aveau ei nevoie. În zadar le-au povestit prorocii și Vechiului Testament despre Mesia, dacă ei nu înțelegeau când va fi și cum va fi. În zadar le povesteau arhierei despre multe alte învățături care erau departe de învățătura vie a Bisericii. Dar aici îl vedem pe simbolul cel mai puternic, cuvântător și învățător, la care, la școala lui, vin toți cei din toate păturile sociale, indiferent de natură, indiferent de vârstă, indiferent de starea lui socială, la învățătura și la școala lui, Hristos vine tot omul, pentru că observăm că și bogatul și săracul în aceeași cinste vor sta înaintea lui Dumnezeu. Nu crede, să nu creadă omul, să se amăgească, să se înșele, că aici încercăm să ne remarcăm cumva, sau dăm nume la străzi cu numele noastre, dăm nume la orașe cu numele noastre, ne ridică oamenii în slavă. Aici, dragii mei, omul primește răsplata de la Dumnezeu, cum s-a întâmplat cu Lazar și cu bogatul. Când a ajuns bogatul în iad, Lazar stătea acolo în sânurile lui Avram, în lângă părintele Avram. Și când a văzut de la depărtare, bogatul pe Lazar a zis, trimite măcar să-și ungă degetul Lazar în apă și să mungă buzele, că stau în iad aici și mă topesc. La care Avram îi spune, tu, bogate, ți-ai luat partea cea bună pe pământ. Însă Lazar și-a luat pe cele rele. Acum tu te chinuiești, iar el se veselește. Vedem, dragii mei, acest contrast, această egalitate și această frumoasă normalitate pe care Dumnezeu a rânduit-o oamenilor. Că dacă aici te veselești prea din fire, dacă aici ești prea îmbuibat cu cele trupești, cu cele materiale, dacă aici, pentru că să recunoaștem că omul îmbuibat cu materia și când agonisind multe, multe, multe lucruri care sunt în prisos, îl depărtează de Dumnezeu. De ce? Știm și cuvântările, știm și proverbele poporului, că omul sărac, omul bogat, cel sătul nu-l cunoaște și nu-l înțelege pe cel flământ. În aceeași statură, diavolul, dragii mei, face în așa un mod ca omul, când este mai sus, când este la înălțime, să nu mai privească în jos, să vadă neputința de unde a venit, să mai vadă neputința de unde omul, poate de astăzi, de mâine, își duce fie bătrânețele, fie boala, fie sărăcia, fie că nu are o bucată de pâine. În momentul acela, omul care se îmbogățește, mai ales necinstit, caută să se uite numai în sus, cu toate că nu se uită la Dumnezeu. Dorește să ajungă la mai mare slavă, de pe o treaptă pe alta, ne gândindu-se că toate aceste trepte într-o zi se vor strica și va ajunge înapoi jos. Această stare, dragii mei, este o tentație în care lumea, universul și întregul om, întregul glob pământesc, aleargă. Neînțelegând că esența vieții este a căuta pe Dumnezeu. Neînțelegând și nepricepând această măiestrie a Evangheliei care încearcă zi de zi să ne acapareze, să ne câștige sufletele, nu pentru ea, ci pentru împărăția lui Dumnezeu. Și în momentul când avem o zi de naștere, când ajungem la împlinirea unei vârste, când suntem omagianți, ne-am deprins și s-a cam simplificat răspunderea pe care trebuie să o avem în fața lui Dumnezeu. Așa încât ne petrece mai mult trupește, neînțelegând că diavolul încearcă să ne înșele, pentru că noi, ajungând la o vârstă oarecare, trebuie să pricepem și să înțelegem că deja noi ne învechim cu an. Să-i aducem slavă lui Dumnezeu pentru că am ajuns bine, sănătoși,
și să rugăm pe Dumnezeu și pe viitor, în parcursul anilor pe care îi urmăm, să avem milă și ajutor de la Dumnezeu. Dar noi ne-am deprins să ne îmbogățim mențile, să chemăm oaspeți, să dansăm, să chiuim și să nu aducem slavă lui Dumnezeu, ci numai diavolului. Pentru că mâncarea, băutura te mai trage și la păcate. Te mai face să mai bârfești pe cineva. Te mai face să mai judeci pe cineva. Te mai face să te înalți, să crezi că dacă ai o vârstă arăți mai bine decât celălalt. Și așa mai departe. Deci multe, multe alte lucruri. Observăm cum diavolul încearcă zi de zi să ne întunece mintea. De aceea îl vedem, dragii mei, pe Mântuitorul Hristos în această Evanghelie, într-o dimineață, anume pentru că toată noaptea a stat cu mulțimea și într-o dimineață de vară ajunge pe malul Galilei. Și vede acolo două corăbii, înainte de a atrage apostolii, înainte de a avea ucenici. Pentru că atunci chiar era prima chemare a ucenicilor. Și în momentul acela vedem, dragii mei, cum se apropie de acele două corăbii și intră în una care era lui Simon Petru, care era și frate cu Andrei. Intră în acea corabie și l-a rugat ca să o depărteze de mal, ca să nu înăpustească mulțimea asupra lui. Pentru că îl împujurau și toți vroiau să fie lângă el. Toți vroiau să-L atingă pe Hristos, că auzea că numai dacă îl atingi, te vindeci. Și deci toți năpusteau cu un fel de repeziciune și totodată cu aceeași bucurie, dar Hristos deja era cumva obosit, pentru că era dimineață. Se urcă în corabie și ca să nu-i părăstească, îi depărtează puțin corabia de la mal și începe a le vorbi iarăși mulțimilor. Toată lumea s-a ascultat cu atenție. După aceea a rugat pe Simon să mai depărteze mai la adânc corabia și să arunce mreaja. În acel moment a depărtat corabia mai la adânc și Simon i-a spus lui Domnului: Doamne, învățătorule, încă nu cunoștea pe Hristos. Doar vedea că lumea se ține de el. Ei nu înțelegeau pentru că stăteau și prindeau pești. Erau pescari. Erau oameni simpli. Numai așa își găseau ei existența. Și a zis învățătorule, pentru că i-a văzut că el învăța oamenii de bine. A zis învățătorule, toată noaptea am stat și nu am prins nimic. Nici măcar un pește. Cu toate că am muncit toată noaptea în trudă și în osteneală. Dar iată că dacă m-ai rugat tu la cerința ta, voi arunca din rog din nou mreaja. Și această ascultare a lui Petru, a lui Simon Petru, l-a făcut ca să prindă o mare mulțime de pește. Și atunci el și-a dat seama că el stă în fața nu la un simplu om, ci stă în fața lui Dumnezeu. Și l-a cuprins frica totodată, pentru că a văzut în câteva clipe s-au prins peștii cei necuvântători. Peștii cei care stăteau în mare s-au prins de mreaja, adică de acea plasă prin care prindeau ei peștele, s-au prins în câteva clipe, toată noaptea nu a prins nimic, iar el a prins în câteva clipe mai mult decât a prins niciodată, nu a prins atâta pește. S-a gândit că aceasta este o mare minune, o mare descoperire pentru el. Și l-a apucat frica, nu numai pe el, chiar și pe Ioan și pe Iacov și pe toți prietenii lui, pentru că Dumnezeu, Domnul Hristos, știm că pe apostoli i-a ales de pe malul Galilei, de pe malul mării. I-a ales dintre cei mai simpli oameni care prindeau pește. Nimic altceva nu știau să facă. Nu știau nici carte măcar. Nici măcar nu știau să citească. Iată că îi ridică la înălțimea de pescari, de oameni. Și îi spune așa lui Simon: nu te teme, pentru că el s-a înfricoșat și chiar i-a spus lui Hristos atunci: Doamne, ieși de la mine pentru că sunt un om păcătos. El atunci s-a descoperit pe sine că este un om păcătos. S-a descoperit că nu este luminat și nu este în putere să-l primească sub acoperișul acestei corăbii sau să stea lângă el pe Hristos. Și în acel timp a zis: Doamne, ieși de la mine, că sunt un om păcătos.
Nu l-a alungat pe Hristos, dar i-a zis să iasă pentru că el nu este vrednic de Hristos. Și Sfântul și Mântuitorul Hristos îi spune așa: nu te teme, Simone, că de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și atunci ei, cu această bucurie care le-a tresăltat și le-a tresărit în sufletele lor, l-au părăsit pe tatăl lor Zebedeu, Ioan, Iacob, Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Apostol și Petru, au mers după Hristos și au fost primii cei care l-au urmat pe Hristos. Au lăsat toate, au lăsat sculele, au lăsat peștii care i-au prins, au lăsat femeia, poate, acasă, au lăsat tot absolut și l-au urmat pe Hristos. L-au lăsat și pe tatăl lor în corabie, fără să-i zică nimic. Ei cu bucuria înainte merg pentru că l-au descoperit pe Hristos. De aceea, în această frumoasă învățătură, ne cheamă Hristos la această demnitate de a fi om. De această demnitate de a fi creștin. Pentru că în zilele noastre de a mă înstrăina și dacă credem că dacă venim în fața altarului, aprindem un policandru, dăm un pomenic, dăm o prescură la altar, credem că am făcut prea multe pentru Dumnezeu. Credem că deja trebuie să ne mai odihnim, pentru că am făcut, am aprins, am dat. Nu știu ce am mai făcut. Acestea sunt prea puține pe lângă cei ce face Dumnezeu cu noi. Pe lângă starea de bucurie duhovnicească care o are omul, Dumnezeu, atunci când omul se întoarce cu fața la Domnul. Atunci când omul se întoarce cu fața la Domnul, se bucură și îngerii din ceruri. Pentru că omul îl descoperă pe Dumnezeu și se bucură împreună cu el. Pentru că în zilele noastre ne-am pus prea multă încredere în noi. Vedem, dragii mei, cum oamenii încearcă să-și manifeste slava lor în societate. Ne aducem aminte că în Vechiul Testament, în momentul când a vrut să facă turnul Babel, să-l descopere pe Dumnezeu, ei nu credeau în Dumnezeu, dar oamenii s-au adunat mulți și să-l descopere pe Dumnezeu, să-l vadă ce face el acolo în ceruri, cine este, dacă este, și așa mai departe. Și acest gând necurat care era în gândurile lor, Dumnezeu l-a curmat și a rămas nimic din... S-a terminat această construcție, ei aveau de gând să ajungă la cer cu acel turn Babel din Babilon. Ia de acolo i-a și venit numele de turnul Babel. Și acolo s-a sfârșit, pentru că Dumnezeu nu a îngăduit ca omul să se ridice mai presus decât Dumnezeu. Lucifer, în aceeași măsură, tot a dorit să se ridice cu scaunul mai sus decât Dumnezeu și nu a ajuns. A ajuns jos de tot, printre diavol. Câți regi, sute și mii de regi din castelele din Egipt, din Palestina, din Siria și de alte locuri unde este mare bogăție, câte castele din filde și din marmură și din alte lucruri prețioase au fost distruse și au rămas numai câteva cioburi sau câțiva pumni de cei ce au mai rămas din acele clădiri și acestea stau prin muzee. Dar în momentul când vedem un schit tot de pe acele vremuri, vedem o mănăstire tot de pe acele vremuri, stă neclintită ca o strajă, ca o cetate, pentru că acolo s-a depus rugăciune, pentru că acolo s-a făcut pentru slava lui Dumnezeu, pentru bucuria creștinilor și pentru a-i apropia pe oameni de Dumnezeu. Acolo este, cum spune, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar păzi oamenii. De n-ar zidi Domnul cetatea, în zadar s-ar chinui ziditorii să o zidească. De aceea acolo a fost zidită de Dumnezeu. De aceea se păstrează până în zilele noastre. Nimic, dragii mei, nu putem să facem fără de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu completează puterile noastre. Omul este neputincios. Și în momentul când cerem milă și ajutor de la Dumnezeu, ca cum apostolii, Sfântul Apostol Petru, care a fost primul chemat prin Sfântul Apostol Andrei, care erau doi frați, neștiutori fiind, necunoscători fiind, au devenit pescari de oameni. Și în momentul când am viharul Duhului Sfânt la cinzecime, pe toți i-a luminat și Sfântul Apostol Petru a mers și a propovăduit Evanghelia și 3.000 de suflete a adunat.
într-o zi, într-o singură zi, prima zi a lui de propovăduire. Lumina și harul lui Dumnezeu era asupra lui încât lumea deja îl vedea pe un om luminat, pentru că era luminat de Dumnezeu. De aceea, dragii mei, când suntem chemați prin glasul clopotelor, prin slujba pe care se face la biserică, prin Dumnezeiatca și Sfânta Liturghie care ne cheamă la această cină de taină, să venim și cel care vine la biserică și se roagă, primește milă și ajutorul lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze, har, milă și pace la fiecare dintre frățiile voastre și să răvânim către această împărăție a lui Dumnezeu și să o căutăm aici pe pământ, că dacă o căutăm aici, o să o avem acolo. Dacă aici căutăm lumea, cu lumea vom trăi și cu lumea vom pieri. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze.